Hei, salutare jupâneilor, bine ați venit la un nou episod și despre FIFA 19, un nou clip din seria Draft to Glory. Astăzi folosim Draft Token-ul, dar înainte să alegem formația, nu uitați să apăsați repejor, te ajută like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați scopoțelul. Ce avem noi pe aici? 4-1-4-1, 3-4-3 flat, 3-5-2, 4-2-2. Just shit-uri, doar căcaturi, să-mi trag, mamă, bă, nu știu ce să iau, frate, 3, 5, n-aș lua cu 3 fundași, asta e, iau un 3-4-3, mi-asum chestia asta, capitanul nostru, incredibil, Vieira Optimus, care pe PC costă 15 milioane, parcă, hai că am luat bine. Right midfielder. Bă, să-l iau pe Alaba asta. Fuici, cât de tare arată. Cata, are catalist. Se duce în 99 pace, 99 passing. Îl iau. Hai să vedem, poate putem să facem Bundesliga. N-am mai făcut niciodată. Se pare că nu putem condogbia, mamă, și e pe shadow, exact ce-i trebuie, n-am cum să nu-l iau pe puștanul ăsta. Da, tată. Sau putem face și hibrid, de ce nu? Spania, Lemar. Cred că e cea mai bună variantă, Lemar, din ce avem noi până acum. Haidem, Robben. Fi, bă, wow, Figo sau best. Cred că best finisher e ce trebuie, plus că medium, medium, 4 weak foot. High, low, 4 weak foot. Mama. Asta stă mai bine pe work rate. High, low, e dai stângaci. E dreptaci, e right wing. Bă, le-au pe best, doar pentru care ăla, finisher-ul. Altfel, l-aș fi luat pe Figo. Sau luăm pe Figo. Îl luăm pe best. Haide. Camao, Matrageao. Ben Yedder. Am putea și Werner. Da, Ben Yedder, cred că. Are nevoie acolo Condogbia. Bun. Left winger. Cine să fie? Cine să fie? Oh, Alessandro Del Piero. Didai. Aș fi preferat Catalyst. Dar e, merge. Avem deja 3 Optimus Icon. Sper să ne dea și pe linia defensivă. Că știți cum e, când îți dă în atac, nu îți dă... A, nu trebuia portarul, ce-am făcut? Ce-am făcut? Asenio. În fine, hai să întrebăm, dăm unul. Walker. N-avem nimic din... din ăsta, mă. Germania. N-avem nimic din Spania. Walker e cu anchior, e marf. Dar nu știu cum o să-l leg eu. Hai că vedem. Italia, Spania, n-avem nici Germania. Ce căcă, cum vă ziceam? Ce-ți dă ția, mă? Ce-ți dă ția? Ia uite, mă, tata, mă. Băi, ești prost, mă, nu-ți dai Bundesliga, nu-ți dă nici la Liga. Lovren, cel mai bun fundaș, cum zicea el. Nu se poate, mă, așa ceva. Uitați cât de ok arătăm de la mijloc în sus, cu mici excepții la Lemar și Ben Yedder, și cât de rău arătăm în defensivă. Hai, frate, nu strica draftul. Sane, ce să fac eu cu Sane? City, avem unde, avea Walker acolo. Ia să încercăm noi. Îl stricăm puțin pe Condogbia. Ok. Pe 7 nu-i rău Condogbia. Hai. Se conturează echipa Foden Havertz. Havertz ăsta, tată, arată bine, 5 weak foot. Dar nu cred că o să-l iau Javi Martinez.
E de la Bayern. Chiellini, Fodan, de Fodan nu cred că am nevoie. Așa că o să-l iau pe Javi Martinez și fac așa. Center back. Ariel. Hai de cap, am 5-3 pace. Măcar să țină pe Alaba. Că poate ne vine super sub și schimbăm minutul 1. Cristiano Ronaldo, tată. Cristiano Ronaldo. Condorbia cred că dispare. Mi-ar trebui, deși mi-e milă și de Condorbia. Vedem. Vedem totuși. Chiki Lozano. Vent. Hai Chiki Lozano, deși nu poate să joace. Griezmann. Arată bine și ăsta. Robertson. Guedes nu. Robertson. Luăm pe Grizi. Bă, am nevoie de fundaș, mă. Un icon ar fi bomba dacă ne-ar mai da. Leno. E german. Javi Martinez e spaniol. Ce luăm? Trebuie să aibă și... Bine, cred că pot să-l iau pe Ederson. Ia. Da. Cade Javi Martinez, dar n-am ce să fac. Hai, dăm center back. Silverul vieții. Aș vrea să iau center back ca să mai îmi dea. Iau left back. Haide mă, un center back bun, un center back bun. Nu așa, morții tăi. Morțișorii tăi. Rudiger nu te ajută. Da. Iau tot left back, poate mai dă center back. CDM, Casemiro. Cu Engine, Ribery. Luăm Casemiro. No, ne strică, mă, linia defensivă. Nu mai vrea să-ți dea acolo unde trebuie. Așa ceva n-am mai văzut. Ruben Neves. Am avea 100% așa. Și Ronaldo, toți ar sta bine. Hai să vedem. Oricum nu mai dă ce ne trebuie. Îmi dă atacanția cu Messi. Ce să fac cu Messi? La ce echipa nu prea mai are ce să caute Messi. Bale la fel. Aleau pe Messi că nu. Altceva n-am ce să iau. Și ultimul. Nike în morții tăi. N-a vrut, mă. Alexandru. Și jucăm fundaș central. Altceva n-am ce să fac. Bă, mă, joc puțin cu echipa și o să vedem ce o să iasă. Da, fraților, cam așa arată echipa. 90 rating, 100% chem. Problema ar fi la Casemiro, dar n-avem ce să facem. Poate îl putem pune în 7 dacă ne vine un manager bun. Schimbările vor fi în felul următor. Condogbia intră în locul lui Ruben Neves. De fapt, hai să vă arăt. Neves, în minutul 1. Și facem rocada așa. Fiindcă Condogbia arată bine și pe center back. Arată bine, ne poate ajuta. Tot minutul 1, Alexandru aici. Și probabil așa o să facem. Că îl punem pe stânga, că e stângaci. Și la pauză intră Messi în locul lui Casemiro. Eu zic că arată bine echipa asta. Hai să punem totul la loc. V-am arătat schimbările. Și să alegem managerul, nu? Bun. Haide, dă-mi manager. Ok. Pentru Casemiro mi-ar trebui...
7. Din La Liga n-avem nimic. Bă, cât ghinion să mi-l busteze și pe Griezmann în 10. Da, n-avem cum. O să-l iau pe Mateus Danilinho. Hai să vedem sumarul. E bombă, e bombă echipa asta. Top players, Ronaldo, Vieira, Walker, forwards, 93, midfielders, 85, defenders, 84, 100, asta chem, 90 rating, 194 rating, 6 jucători din Premier League, 8 din La Liga, 5 din Franța. Cum ziceam, sper să meargă bine, așa că țineți-mi, vă rog, pumnii. Așadar, sfertul de finală, sau mai bine zis, primul adversar avea o mega echipă. O mega echipă cu 4 Optimus și un Prime Icon. Aici George Best în minutul 6 deschide scorul după un corner bine executat de Antoine Griezmann și se duce să sărbătorească alături de fani. Îl scoate Ronaldo, că altfel nu știu dacă ar mai fi ieșit de acolo. Mingea a fost și deviată, dar se ducea pe cadrul porții. Deci este golul lui George Best. Mai departe, minutul 18, Del Piero pentru Best, Cristiano Ronaldo, același George Best, mă scuzați, îl așteaptă pe Griezmann, i-o dă lui Ronaldo, care bineînțeles că bagă mingea în poartă. Griezmann avea deja 2 asisturi, Cristiano Ronaldo marca destul de repede, la colțul scurt, nicio șansă pentru portar, parcă Rio Ferdinand l-a ținut pe Cristi, fostul său coechipier. Mai departe, Casemiro pentru Vieira, mai departe la George Best și 3-0, minutul 36, practic meciul era închis, deși omul avea o super echipă, după cum ați văzut, parcă Pele Optimus, Rijkaard Optimus, Del Piero și George Best, însă aveam și noi echipă și asta se simțea. 3-0, avem reluarea, adversarul nu ne-a pus niciun fel de problemă. Mai departe suntem în repriza a doua, minutul 68, scăpăm în haită, 4 contra 4. Del Piero îl vede foarte bine pe Cristiano Ronaldo, acesta se înalță și nu-i dă nicio șansă portarului, realizează dubla, îi facem un calma și adversarul urmează să părăsească ringul. Acum avem și statistica care demonstrează că am fost net superior, a meritat victoria, am reușit să păstrăm poarta intactă, așadar 4-0, mergem mai departe, din nou 4 Optimus Icon, Messi de 99, un Prime Icon, îl vedem și pe Kevin De Bruyne și pe Cancelo. Aici suntem în minutul 36, Hugo Lloris greșește degajarea, Best ca un vulpoi stă la pândă, ia mingea și o bagă în poartă, bineînțeles că ne cerem scuze, a fost o gafă a lui, n-a fost ceva ce am muncit noi, însă George Best are meritul că a fost acolo, omul potrivit la locul potrivit. O execuție simplă, 1-0, începeam bine și această partidă, chiar dacă marcam în minutul 36. Mergem mai departe, suntem pe finalul primei reprize. Mingea ajunge la George Best, înapoi la Griezmann, mai departe la Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, i-o dă lui Vieira, acesta pierde, pardon, Casemiro. Întoarce la Cristiano Ronaldo care șutează din prima și marchează pentru 2-0. Un gol venit perfect, fix pe final de repriză. Astea sunt cele mai bune goluri când le dai, pentru că primești un plus de moral, intri la cabine cu avantaj de încă un gol și este nemaipomenit. Repriza a doua, chiar acum, minutul 58. Îl avem pe neobositul George Best, Vieira pentru Del Piero, care își trecea și el numele pe tabela de marcaj. Un șut din prima, colțul lung, nicio șansă pentru portar, un super cartonaș. Mă bate gândul să-l fac, dar încă mă aștept să văd ce o să iasă la Team of the Season. Dacă îi dai un catalist, îl rezolvi și la pase și la pace. Messi, aici, i-o dă lui Vieira. Vieira pentru Griezmann. Griezmann fură balonul, oarecum și-l bagă în poartă pentru 4-0. Ne cerem scuze că așa este frumos. N-a fost cine știe ce golul și evit să mă bucur haotic când nu prea fac mare lucru, fiindcă denotă prostituție, cum îmi place mie să zic.
Următoarea fază, tonul în atac, bineînțeles, Messi pentru Vieira, Cristiano Ronaldo pentru Messi, același Cristiano Ronaldo, un dribling, încă unul și bineînțeles că mingea sfârșește în plasa porții pentru a cincea oară în acest match. Cristiano și Ronaldo, minutul 77 pe acolo. Un exterior din partea superstarului portughez, care se dezânțuia, marca pe bandă rulantă, aici se prostește. Practic ne dă un gol Moca, îi dă o reușită lui Cristiano, încă o reușită mai bine zis lui Cristiano Ronaldo, îi dăm un calma. I-am dat calma asta pentru că m-a supărat, fiindcă n-a vrut să joace. Frate, joci, nu contează. M-a bucurat că n-a dat rage quick, dar nu fă nici porcării de astea. Pune-te și joacă acolo. Încearcă să dai și tu măcar golul de onoare. Scorul căpăta proporții foarte mari. Ultimul gol era marcat de Cristiano Ronaldo după, cred că pasa lui George Best. N-am văzut atent. Sii. Se duce cu Sané să celebreze, vine și Vieira și toți puștanii. Execuție simplă. Cristiano Ronaldo, dacă o ținea tot așa, putea să dea jos recordul lui Ben Yedder de 7 goluri în prima, în 4 meciuri, mă scuzați. Niciun șut, ați văzut, 0 șuturi a avut pe poartă. După 4-0 venea un 7-0 și mergeam în semifinală, unde dădeam din nou de Pele și Maradona, Optimus Iașin în poartă, vedem pe Van Dijk, Neymar, Arnold, Future Star, Rio Ferdinand, cred că Prime Ica nu e de 90, din nou, doar echipe de top, fraților, nu mi-a fost ușor în acest draft, dar am încercat și până acum ne-a ieșit. Cristiano Ronaldo, minutul 3, ce ar mai fi de comentat, un dribling scurt și un șut la colțul lung, îl învinge chiar și pe ea și nu contează cine împoartă, Cristiano n-are milă și marchează și în această semifinală destul de rapid, mă bucur treaba asta, e acolo prezent un vârf veritabil. Minutul 16, mingea este la același Cristiano Ronaldo, un ball roll, o scoate la Vieira, înapoi la Ronaldo. Rămâne cu multă șansă la balon, Casemiro pentru George Best, pentru Del Piero, mă scuzați. Șut din prima, specialitatea casei pentru jucătorul de top al Italiei, care a făcut istorie la Juventus Torino. 2-0 din nou. Puteam zice că e un meci destul de ușor, însă treburile nu stăteau chiar așa. O să vedeți în momentele ce urmează după această scurtă reluare. Acum are el posesia, mingea este la Pele pentru Neymar, Messi pentru Pele și bineînțeles că Pele de 99 n-are cum să rateze, fraților, n-are cum să rateze. 98 shooting, 97 pase, 97 dribling, 96 parcă sau 95, nu, 96 pace și 80 physical. Mai departe, Messi după un 1-2 cu Neymar o dă din nou lui Pele și Pele o bagă în poartă, nu, aproape de vincul, deci tot ce jutează Pele merge în poartă. Mi-aș dori și eu un astfel de cartonaș, orice șut să meargă în poartă. 2-2, revenea foarte rapid acest băiat, se vedea că este oare o semifinală, hai să vedem mai departe. George Best, Vieira, Cristiano Ronaldo, Del Piero pentru Sané. Furăm balonul și îl băgăm în poartă, nu? Minutul 28. M-am enervat puțin după ce m-a egalat la 2-2. Ne cerem scuze că așa este frumos. Știți, așa îmi place mie, frate. Asta sunt eu și nu o să mă schimb. Chiar dacă câteodată mai simt nevoia să umilesc adversar, încerc să mă stăpânesc. 3-2. Din nou un avantaj. Sané pentru prima dată, cred că marca în acest draft. Și o făcea chiar la momentul potrivit. Minutul 38, George Best pentru Vieira, mai departe la Cristiano Ronaldo, care marchează față în față cu Iașin. 2-3 și încă un gol pentru CR7. Mașină de dat goluri, frate. Mașină de dat goluri sau mașinărie, cum vreți voi să o luați. Suntem în repriza a doua, Messi, i-o dă lui Del Piero, Cristiano Ronaldo, o fentă, Del Piero, Best, țac, pac, paca, țaca, țaca, paca, cum vreți voi, 5-2, aveam 3 pe tabelă în plus și nu se mai putea întâmpla absolut nimic. L-am ginit pe ăsta, mi-am dat seama cum joacă, a avut noroc pentru că două șuturi a avut cu Pele și a dat două goluri. Suntem în minutul 75,
peste o primește de la Cristiano Ronaldo și nu face altceva, nimic decât să îndeplinească o simplă formalitate și îi dă un calma. 6-2, frate. După 4-0 și 7-0 venea un 6-2 și mai era timp, mai erau minute de jucat și orice se putea întâmpla, mai puțin să pierd pentru că erau 4 goluri avans. Pele, Messi, Pele, fuge brazilianul și o bagă în poartă. Al treilea șut, al treilea gol. Adevăr, vă zic că 3 șuturi a avut cu Pele tot meciul până acum și 3 goluri a dat. Fenomenal acest jucător. Aproape devin cu toate execuțiile. N-ai ce să-i cer, frate, așa a fost și în realitate. Aici Messi o ia și o bagă dintr-un unghi aproape imposibil. Primul gol al lui Messi, variantă gold, el a intrat la pauză în fiecare meci, minutul 89. A vrut și el să marcheze și uite că a reușit chiar cu piciorul drept să o facă. Mai departe, 7-3 și ultima fază e aici. Messi pentru Fernandinho, același Messi pentru Pele. O la crocheta și din nou execuție. 4 șuturi cu Pele, 4 goluri. Da, într-un meci decisiv acest jucător îți poate face diferența. Aici nu s-a pus problema fiindcă am fost peste el, am fost net superior. Acum o să vedem statistica. El a avut, cum v-am zis, 4 șuturi. Eu 12. Ați văzut, 4 goluri cu Pele. Și mergeam în finală. După 4-0-7-0-7-4, tădeam din nou de o super echipă. Ia și în Optimus Gullit, Optimus Figo, Optimus Desai Prime, Sanchez, Pogba, Ben Yedder, Sané, Salah, Fellaini și așa mai departe. Suntem în minutul 7, minutul 8, mai bine zis, Fellaini, i-o dă lui Messi, Ruud Gullit, intră în careu, i-o dă lui Mane, o la crocheta, un șut și un gol norocos pentru Messi. Totuși, important e că a fost acolo, nu începeam bine, l-a băgat și pe Messi de 98. Mai departe, minutul 20, suntem noi în atac, Vieira o dă lui George Best are viteză, are fuleu, are valoare și boară mingea în poartă pentru 1-1, eram back to game, back to business, cum ne place nouă să spunem, și George Best a făcut un draft de mai pomeni, dacă nu era Ronaldo, probabil marca mult mai mult și putea să doboare el recordul. Hai să vedem Messi, Gullit și bineînțeles cu bagă în poartă. Deci fenomenal acest cartonaș, acest jucător care are de toate pe center forward. Are pace, shooting, pase, dribbling, defending și physical. Fenomenal. Incredibil. Să-l ai pe ăsta, frate, să-l ai și pe Pele. Păi ce-ți mai trebuie? Nu-ți mai trebuie nimic. Aici Griezmann bate o lovitură liberă, mingea acum este la Sané, George Best, două fente, un șut. Mingea sare cu multă șansă la Del Piero, însă execuția n-a fost ușoară. Aici s-a văzut clasa italiană, fraților. Voleu, n-a fost ușor voleu, fiindcă ea și s-a ridicat foarte repede, The Spider-Man. 2-2, meci foarte strâns, se juca finala, Ronaldo marchează fix înainte de pauză, din nou frate, același Cristiano Ronaldo apare exact când trebuie, iese la rampă când ai nevoie, stă acolo în umbră și ca un șarpe cu clopoței te năucește, fix când nu te aștepți te năucește, fiindcă el este Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai buni jucători pe care i-a dat fotbalul de-a lungul istoriei. Avem și reluarea, am văzut-o nemaipomenit golul. Suntem în minutul 71, Ruud Gullit, Fellaini, Pogba, Gareth Bale, o fentă și un șut. Nici o șansă pentru Ederson, mi-a plăcut golul lui Bale. A intrat și el, a băgat și el o grămadă de jucători buni pe lângă faptul că avea, dar aveam și noi. 3-3. Messi o aruncă lui Ronaldo, minutul 91 și Cristiano are o detentă de clasă mondială. Încă o dată și încă o dată, nu ne săturăm să facem treaba asta. De la Messi pentru Cristiano Ronaldo, cine n-ar vrea să vadă în realitate acești doi jucători jucând pentru aceeași echipă? Ar fi letal ce ar câștiga an de an probabil UEFA Champions League. Chiar dacă au o vârstă, cred că 2-3 sezoane încă ar domina UEFA Champions League dacă ar fi împreună.
Minutul 100, Griezmann execută pentru Cristiano Ronaldo, care mai marchează încă o dată. Este de neoprit, este aici, așa cum arată, este aici, fiindcă nimeni nu poate să-l oprească. Nimeni, ce detentă, ce execuție, pune mingea parcă cu mâna în vinclu. Parcă cu mâna în vinclu. 5-3, minutul 107, Pogba o bagă în poartă și aruncă în aer această finală. Mai erau 12 minute plus prelungiri, totuși am reușit să ținem de scor, chiar dacă omul a jucat de două ori mai bine, am reușit să ne impunem, mai avem și puțină șansă și aia e, nu? Da, frățiorii, iată că reușim să mai câștigăm și un draft, pentru că, zic asta pentru că au fost foarte multe finale pierdute, mă simțeam blestemat, chiar dacă adversarul a jucat mai bine, de două ori mai bine, m-a exasperat cu Rothulit Optimus Prime, deci a fost senzațional. Am reușit să câștigăm în 120 de minute o finală extrem de grea. Am luat draftul după 4-0, 7-0, 7-4, 5-4, să sperăm că ne dă reward-uri. Hai să vedem ce reward-uri luăm. Rare Players Pack și Gold Pack. Niciodată nu vrea să-mi dea aia cu 45.000 coins. Joc de 2-3 ani FIFA și nu mi-a dat-o niciodată. Aia e. Hai să vedem ce o fi, o fi. M-aș bucura să ne dea workout, dar nu știu. Ne-l dă pe Armolenko de la West Ham United din Gold Pack. 2000 de coins avem aici. Mai mult, nu? Să vedem dacă ne scoatem banii pe draft, deși l-am câștigat. Rare Player Spec, haide tată, haide. Bineînțeles că nu ne dă. Poți să stai și în cap că nu îți dă, frate. Te chinui atât de mult să joci draftul pentru ce? Pentru un Rui Patricio și nu ne-am scos banii de draft, deși l-am câștigat. E o mare mizerie, ar trebui să schimbi, am zis de atâtea ori. Nu scoatem pe ăștia nici 10.000. Da, cam 10.000 am scos din draft după ce l-am câștigat. Aia e. Nu fac un caz din asta pentru că această serie o fac pentru voi. Acum haideți să mergem la tabloul grafic. Da, iată ne ajungi și la tabloul grafic. Un draft excepțional. Cristiano Ronaldo reușește să doboare recordul, fraților. Cele mai multe goluri parcă erau marcate de Ben Yedder în primul episod, atenție, 7 în 4 meciuri. Cristiano Ronaldo, nimeni altul decât Cristiano Ronaldo reușește 11 în 4 meciuri cu 4 goluri mai mult decât Ben Yedder, care deținea recordul. Dar mai întâi să vorbim despre cartonașul meu. 95 reprezintă anul care m-am născut, poziția de YouTuber. Reprezentăm cu mândrie, bineînțeles, țara noastră, România. Am schimbat, n-am mai lăsat sigla cu icon. Am pus puțin osul la muncă și am pus-o pe cea de YouTuber. Poză cu mine, numele meu. Suntem la episodul cu numărul 11, așadar 11 drafturi făcute, 37 de meciuri jucate dintr-un total de maxim 44, am ratat 7, dar nu poți să câștigi fiecare draft. 28 de victorii, 9 înfrângeri, eu zic că stau bine, 28 cu 9. 130 de goluri marcate și 51 de goluri primite. Nu uitați să vă abonați dacă vreți un alt episod foarte, foarte rapid. Goalgetter-ul și cred că el o să rămână. Nu știu dacă o să mai reușesc, deși mi-ar plăcea să dau mai multe goluri. Golgheterul este Cristiano Ronaldo, hero card de 96 cu 11 reușite, cum spuneam, în 4 meciuri. Vieira a dat 4 asisturi și m-a surprins, mi-a plăcut la nebunie cardul, deși el e mai mult CDM, poate să fie și CM, fiindcă are statusuri bune. Parcă am nimerit pe la închior, fix ce-i trebuia. A jucat foarte bine, deci Optimus Icon Vieira, cel mai bun pasator, 4 asisturi. Jucătorul cea mai mare notă, Cristiano Ronaldo, 9.53, însă nu este cea mai bună din istoria draftului. Nu mai știu cine o deține. Când o să închid seria o să fac un tabel cu toate recordurile.
Iar cel mai frumos gol este tot al lui Ronaldo, golul din finală, cred că pentru 5-3, îl găsiți totuși la, da, pentru 5-3, cred că pe cartonă, așa am uitat că am pus și asta, îl găsiți la minutul 24, secunda 33, cam ăsta a fost draftul, fraților, sper că v-a plăcut, cum ziceam, nu uitați să rupeți butonașul dacă vreți un alt episod foarte, foarte rapid, de ce nu să încercăm să dăm recordul și la asisturi, fiindcă e deținut de Eriksen, de episodul trecut parcă, l-am dat jos episodul trecut, sau la Megala, nu mai știu, 5 asisturi, nu mi se pare extrem de greu, putem să facem 6-7, vedem ce o să fie. Ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, eu am fost Surdaciu, voi ați fost și rămâneți pe viață cei mai tari și până data viitoare, dăm cu pace, stimă, iubire, credință și a big boy, a big smoke, respect, băi, viață!